Utilaje care se lucrează le-au văzut brăilenii. Au fost în proporție de 90% utilaje foarte moderne, utilaje noi de ultimă generație. A fost într-adevăr și acea mașină care avea o sărăriță în spate. Contează următorul lucru. Și acea mașină a participat la dezăpezirea reușită din Brăila. Cârcotașilor ca Marian Sârbu le urez multă sănătate și poate mai multă implicare. Dar nu l-a comentat pe Facebook, ci a venit efectiv să se implice alături de Consiliul Județean.